Russia, shipping jest, bo inim Romu jest. Russia, shipping jest, bo inim Romu jest. Russia, shipping jest, bo inim Romu jest. Asta este adevărata unificare a cauzelor. Dincolo de scandare, când fiecare scandează, trebuie să creadă în cuvintele pe care le scoate pe gură. Am fost acuzați, eu și mulți alții din piața universității, și nu numai de aici, pe întreaga țară, în ultimii 2 ani de zile, că manipulăm, că dezbinăm, că tranșăm și că favorizăm diferite cauze și diferiți oameni. Cine a fost în piața universității știe foarte bine că acest lucru este fals. Cine a fost în piața universității știe foarte, foarte bine că absolut fiecare de aici este o ființă cu 2 picioare și un creier și o inimă și un suflet și știe foarte bine pentru ce a ieșit în stradă și face ce vrea el, ce vrea ea, fără să-i zică nimeni ce să facă, când să facă, cum să facă. Suntem liberi, fraților! Asta este libertatea! Și politicianul român! Politicianul român! Politicianul român ar trebui să aibă un dram de rațiune și să priceapă că episodul 2013, episodul 2012 sunt doar începutul. Ar trebui să tremure lenjeria intimă pe ei. La modul cel mai serios o spun. Acești domni și-au zilele numărate, oameni buni. Dar mai presus de toate astea, sistemul care în continuu produce același și același tip de om politic la cârma acestei țări, acest sistem politic va cădea sub picioarele noastre, dărâmat cu vocile noastre. Vom călca asfaltul din toate orașele țării, vom pune presiune pe ei, îi vom șicana, îi vom hărțui, îi vom intimida. Până când aceste lucruri vor înceta să se mai întâmple în România? România merită mai mult decât acești politicieni. Noi suntem viitorul României, fraților. Noi suntem prototipul cetățeanului român. Bravo! Felicitări tuturor români!